Bine ați revenit la Lumea Cuantică. În episodul precedent v-am prezentat cea mai importantă încercare de a descrie fenomenele cuantice cu ajutorul așa numitelor variabile ascunse. Este vorba despre ipoteza de Breuil-Bohm, care se mai numește și ipoteza undei pilot. Și v-am spus de asemenea că astfel de ipoteze trebuie să accepte ideea că fenomenele cuantice sunt non-locale, adică se pot influența reciproc, instantaneu, indiferent cât de mare este distanța dintre ele. Dar oare înseamnă asta că trebuie să acceptăm că informația se poate transmite dintr-un loc în altul cu viteze mai mari decât viteza luminii? Teoria relativității spune că acest lucru este imposibil și teoria relativității este o teorie confirmată de mii și mii de observații și experimente. Această aparentă contradicție între teoria relativității și fenomenele cuantice apare și fără variabile ascunse. De pildă, apare atunci când vorbim despre așa numită inseparabilitate cuantică, o caracteristică a lumii cuantice care pleacă de la fenomenul numit în engleză entanglement, cuvânt pentru care nu avem o traducere unanim acceptată, așa că eu îi voi spune cuplaj cuantic. Ce înseamnă cuplajul cuantic? Înseamnă că unele proprietăți ale particulelor dintr-un grup, două sau mai multe, sunt descrise de aceeași funcție de undă. Și aceste proprietăți sunt inseparabile în sensul că orice schimbare în starea unei particule afectează starea particulelor cuplate cu aceasta. Proprietățile unei particule nu mai pot fi descrise independent de proprietățile particulelor cuplate cu ea. Este un fenomen specific lumii cuantice. Există mai multe procese prin care particulele cuantice pot deveni cuplate cuantic. Unul are loc atunci când două particule sunt generate în pereche. De multe ori, particulele elementare sau particulele cuantice nu apar singure, ci în perechi. Și asta se întâmplă din cauza legilor de conservare. De pildă, sarcina electrică se conservă. Și asta înseamnă că de câte ori apare o particulă cu sarcină negativă, trebuie să apară și o particulă cu sarcină pozitivă. Pentru că numai în acest fel, sarcina electrică a Universului rămâne aceeași, se conservă. N-a apărut nici sarcină pozitivă și nici sarcină negativă în acest fel, pentru că sarcina electrică totală a perechii particulă și antiparticulă, de pildă, este zero. Când două particule cuantice sunt generate în pereche, ele sunt cuplate cuantic. Și asta înseamnă că nu putem interacționa cu una fără să interacționăm instantaneu și cu cealaltă, indiferent cât e de mare distanța dintre cele două particule. De pildă, electronul are o particulă pereche numită pozitron. Este antiparticula electronului. Pozitronul este identic cu electronul din toate punctele de vedere, cu excepția sarcinii electrice. Sarcina lui electrică este pozitivă. Dacă lovim un nucleu greu, de pildă un nucleu de uraniu cu raze gamma de mare energie, atunci se produc perechi electron-pozitron. Energia razelor gamma se transformă în particule. Ei bine, electronul și pozitronul care au fost produși în pereche sunt cuplați cuantic pentru o proprietate pe care o numim spin. Această proprietate poate fi descrisă intuitiv prin rotirea unei particule, dar, atenție, toate modelele intuitive pentru fenomenele cuantice sunt doar modele. Ne ajută doar să înțelegem anumite lucruri și atât. Particulele pot avea spin pozitiv sau spin negativ. În modelul nostru, asta ar însemna că unele se rotesc așa, iar altele așa. Așa cum vedeți și în desen. Dacă avem un electron și un pozitron care au fost produși în pereche și măsurăm spinul, să spunem, electronului și găsim o valoare pozitivă, atunci știm că dacă am măsurat spinul pozitronului, acesta va avea o valoare negativă. La prima vedere, nu e nimic ciudat aici. Unii fac următoarea comparație. Cineva pune un pantof dintr-o pereche într-o cutie.
îmi dă cutia și eu o duc la 1000 de kilometri de locul în care se găsește celălalt pantof. Acolo o deschid și văd că în cutie se găsește pantoful pentru piciorul drept, să zicem. Și atunci știu imediat că pantoful care se găsește la 1000 de kilometri distanță este pantoful pentru piciorul stâng. Nimic ciudat. N-a trebuit să primesc informație ca să știu acest lucru. Numai că o comparație între o particulă cuantică și un obiect macroscopic, pantoful în comparația noastră, este întotdeauna foarte limitată. În cazul nostru, problema este că atât electronul cât și pozitronul sunt, până în momentul în care măsurăm spinul, într-o stare de superpoziție în ceea ce privește spinul. Cele două particule nu au spinul pozitiv sau negativ, ci o superpoziție a stărilor posibile, așa cum vedeți aici. Valoarea spinului devine pozitivă sau negativă doar atunci când observ particula respectivă. Și atunci, cum e posibil ca măsurarea spinului unei particule să stabilească instantaneu și spinul pentru cealaltă particulă, indiferent de distanța dintre particule? Einstein a numit o asemenea interacțiune o ciudată sau suspectă acțiune la distanță. Dacă revenim la comparația noastră, este ca și cum pantofii dintr-o pereche n-ar fi unul pentru un picior și unul pentru celălalt picior, ci devin pantof drept sau stâng atunci când ne uităm la ei. Cred că în acest caz vi se pare ciudat că atunci când mă uit la pantoful din cutie și el devine pantof pentru piciorul drept, instantaneu, pantoful care se găsește la 1000 de kilometri distanță devine, acolo unde este el, pantof pentru piciorul stâng. Aparent, cele două particule comunică cumva. Particula din depărtare a aflat, cu ghilimelele de rigoare, ce rezultat a dat măsurarea perechii ei. Însă asta ar însemna o transmitere a informației cu viteză mai mare decât viteza luminii, ceea ce, spune teoria relativității, este imposibil. Rezolvarea acestui aparent paradox este următoarea. Spațiul și timpul sunt cadrul pe care îl folosim pentru a descrie fenomenele macroscopice, fenomenele din lumea noastră. Pentru particulele cuantice, spațiul și timpul, dacă există, sunt foarte diferite de ceea ce înțelegem noi prin spațiu și timp. Așa că particulele cuplate cuantic, fiind descrise de aceeași funcție de undă, se comportă ca o singură entitate, indiferent ce distanță măsurăm noi între ele și de cât timp măsurăm noi că trece din momentul în care interacționăm cu una până când interacționăm cu cealaltă. Adică, deși sunt în stări de superpoziție, particulele cuplate cuantic se comportă ca pantofii dintr-o pereche, care nu pot fi amândoi pentru piciorul drept sau amândoi pentru piciorul stâng. Iar asta înseamnă că nu e nevoie să fie transmisă informație de la o particulă la perechea ei când facem o măsurare, deoarece nu este vorba despre două particule, ci despre o singură entitate cuantică care ne apare nouă ca o pereche de particule despărțite de spațiu și timp. Este ciudat? V-am prevenit din primul episod în legătură cu acest lucru. Realitatea fizică sau natura sau universul, cum vreți, este cum este, nu cum credem noi că ar trebui să fie. Din fericire! Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!